Salut, trader! Este data de 10 ianuarie. Spuneam ieri că favorizez creșterile pentru euro-dolar și că o confirmare că am putea continua ascendent ar fi spargerea și închiderea peste acest nivel de la 1.15. Această spargere a avut loc ieri. În momentul de față ne aflăm undeva la 1.15.20, 1.15.25. Am avut acest maxim și piața pare că vrea să corecteze această mișcare foarte puternică de ieri. Ca și strategie de tranzacționare, rămân pe ideea de buy dips, iar un punct unde am putea căuta oportunități de intrare în piață este acest 1.14.80, 1.14.85, deci dacă intră sub 1.15 s-ar putea căuta semnale de intrare long și evident ar fi ideal dacă piața ar reveni pe finalul ședinței peste acest 1.15. Cel mai bine ar fi dacă am închide undeva în jurul maximelor de ieri. Lira, spre deosebire de euro-dolar, nu a reușit să închidă peste acest nivel de la 1.28, cum a atins nivelul de 1.28, a intrat sub. Lunarea de astăzi, până în momentul de față, este inside day. Strategia rămâne aceeași. Mizez pe accelerarea creșterilor în momentul în care avem o închidere peste 1.28. Dolarul australian ieri a avut o creștere. Vedem că a trecut și de acest nivel de rezistență minor. În momentul de față a avut o tentativă de scădere și iarăși se tranzacționează ascendent. Și aici este probabil să continuăm ascendent și un prag pe care l-aș avea în vedere ar fi acesta de la 0.73. Aici mi se pare foarte, foarte dificil de pus, de setat stop loss-ul pentru un risk reward favorabil. Cel mai bine evitați dolarul australian, nu pentru că n-ar putea să se ducă în 0.73, dar nu găsesc eu un punct clar unde ar fi un stop loss care să ne ofere risk reward favorabil. Punctul de stop loss foarte clar ar fi acesta și atunci nu avem un risk reward favorabil, iar dacă punem undeva aici, mi se pare prea, prea aproape. Dolarul neozeelandez. Și aici avem o lumânare de creștere puternică ieri. Depășește acest nivel de rezistență care ar trebui să devină suport. Aici putem să speculăm că am fi avut și o linie de trend. Este spartă și aceasta. Și aici scenariul preferat este cel ascendent către acest nivel de rezistență de la 0.6850. Aici, spre deosebire de dolarul australian, s-ar putea căuta oportunități de intrare long cu un stop loss sub 0.6750. Vorbeam ieri despre USDJPY că nu găsesc, chiar dacă ne aflam în zona de rezistență, nu găseam semnal de sell. Acest semnal de sell poate fi considerat această lumânare de scădere puternică de ieri. Se pot căuta oportunități pe eventualele reveniri către 1.50, setând un stop loss peste 109, undeva la 109.30 și cu
cu un target către acest 105, după cum se vede, risk reward-ul ar fi foarte bun în acest caz. Cam atât pentru acest video. Vă mulțumesc pentru atenție. Mult succes în tranzacționare. La revedere!